bine ați venit la o altă seară a dialogurilor pe contrasens. Ne bucurăm că sunteți într-o seară de duminică alături de noi să discutăm despre de ce m-aș întoarce acasă cu Alex Condrache, Sergiu Spătan și Alex Deaconu. O să vă rog de la început să puneți telefoanele pe modul silențios pentru că această discuție se înregistrează și e păcat să se audă în înregistrări telefoanele mobile. Mulțumesc frumos! Voi începe prezentarea cu Alex Condrache, care este tânăr cercetător specializat în literatură comparată, teorie literară și studii culturale. A obținut un doctorat la UVT, iar în prezent scrie o nouă teză de doctorat în literatură comparată la Western University London în Canada. Este interesat de literatura central și est-europeană, post-comunism, extremele politice în Europa centrală și de est, teoretizarea jocului, comunicarea interculturală, educația formală și non-formală și conexiunile ei cu gândirea critică și creativă. A publicat și are în curs de publicare studii în mai multe reviste de cercetare și volume colective din România și Europa, precum Caietele Echinox, revista Transilvania sau Food and History. A publicat proză scurtă în reviste precum Dilema Veche, Orizont sau Tiuc. Sergiu Spătan este doctorant și cercetător asociat la Universitatea din Hamburg, unde predă cursuri de filozofie teoretică, în special filozofia minții și epistemologie, și scrie teza de doctorat despre scepticism și problema ascripțiilor de cunoaștere. Bun. În paralel cu interesul academic, Sergiu a încercat în ultimii ani, de multe ori de la distanță, să fie cât mai activ civic, participând la organizarea de proteste și proiecte civice grassroots. Cel de-al treilea invitat al serii noastre este Alex Flavius Deaconu, care a studiat la nivel de master fenomenologie și hermeneutică filozofică la University of Essex din UK, respectiv teoria recunoașterii și perspective contemporane în filozofia socială la Universitatea din Olanda. Nu înțeleg nici scris. Radbound. Ok, Radbound, mersi. Tema centrală a cercetării sale este autonomia în context modern, bifurcat în două subteme complementare. Autonomia, condiția responsabilității și autonomia ca ideal etic. În prezent este doctorant la Universitatea din Milano, unde cercetează impactul culturii muncii asupra sensului autonomiei în societățile contemporane, precum și implicațiile trecerii de la interpretarea omului ca homo faber la definirea sa ca animals la Borus, nu? Laborans, doamne, ok, mulțumesc. După cum spuneam, este o seară despre de ce m-aș întoarce acasă cu trei doctoranți în filozofie. Urmează niște discuții grele. Și cred că seara va fi deschisă de Dana Sarmeș, care are o întrebare pentru cei trei invitați. Bună seara, nu e neapărat o întrebare. Este așa. În 2015 am fondat Contrasens. În 2016 ne-am întâlnit. Ne-am întâlnit într-un proiect comun care se numea Idei din mansardă, fiindcă am simțit nevoia să dezbatem și să dezbatem nu toxic, ca toate debate-urile de televiziune, să dezbatem constructiv. Anul 2016 ne-a despărțit din fericire sau din nefericire, toți câștigând o bursă, o cercetare doctorală în străinătate, și Contrasens a rămas oarecum fără ei și fără Ioana. Și m-am trezit one man show. Și de câte ori ne-am întâlnit în vacanțe, în concedii, în Europa, prima mea întrebare a fost, băi, când veniți acasă, că am făcut o editură, uite, au rămas proiectele suspendate, suntem pe Contrasens, tot ce ne-am propus încerc eu să duc mai departe. Așa cum le-am vorbit în Kafka, nu? În barul acela am pus la... În barul Kafka am pus la cale tot proiectul Contrasens. Serios acum. E foarte fain ce faceți, e foarte mișto pe unde sunteți în lume, dar când vă întoarceți acasă? Că am foarte mare nevoie de voi. Cred că România are nevoie de voi. Această seară va fi moderată de Alex Condrache, pentru că este cel mai... departe de România și care în toate proiectele noastre a venit caman din Canada, nu vreau să-mi imaginez drumul de 18 ore, deci nici... Și l-am rugat pe el să-și întrebe colegii care sunt așa acolo, după gard, cum ar veni, că să zbor până la Milano, iartă-mă, odată costă 10 euro și o oră de zbor. Până la Hamburg e un pic mai complicat. Dar serios, când vă întoarceți acasă,
nu plec de aici până nu aflu acest răspuns. Și bine ați venit la această întrebare, care este o întrebare poate a 5 milioane de mame, 5 milioane de tați, poate la fel de mulți frați și poate la fel de mulți români care nu mai trăiesc în România. Mă simt ca un concert din anii 90, știți cum fie așa lung sau pe la pământ. Bună seara și bine că ați, bine că ați venit într-o seară de duminică la librărie. După prezentările noastre așa de lungi și așa de scurțoase și de academice, simt nevoia unui banc, dar nu vine niciunul și așa că nu știu cum să ies din cercul ăsta vicios al oamenilor plictisitori. Cred totuși că nu suntem și sperăm în seara asta să nu vă plictisim. Promitem și un banc pe mai târziu. De la început mă simt cumva responsabilizat, pentru că Dana cumva a exprimat o voce care îmi sună foarte des în cap și nu întotdeauna îmi face plăcere, pentru că vine așa cu un soi de vinovăție. M-aș întoarce acasă și vom avea multe de spus despre asta. Ești directorul editurii Contrasens. Sunt și direct. Am un motiv în plus să mă întorc acasă. Un lucru totuși aș spune. Proiectele pe care noi le făceam la început erau totuși mult mai mici decât proiectele pe care le-a făcut Dana fără noi, deci se poate și fără noi. Da, da, le-am teoretizat împreună, le-am pus pe hârtie împreună. Oare. Da. Oare cu ce să începem? Dacă îmi dați voie, am să-mi provoc prietenii să-și definească termenii. Din nou, vedeți, astea sunt reflexele academice. Sergiu își face un doctorat în filosofie analitică, e tot un fel de filosofie, dar cu tabele. E cu mustață sau nu știu cum să-i spun. Dar el are obsesia asta, știți, să-și definească termenii, așa că cred că n-ar fi rău, de fapt, să vedem ce înseamnă acasă, pentru că întrebarea suna în felul acesta, nu de ce ne-am întoarce în România și de ce ne-am întoarce acasă. Și aici cred că e o nuanță care merită explicată. Mie îmi dă mari bătăi de cap cuvântul ăsta acasă. Nu știu, dar recunosc totuși niște fețe, ieri am vorbit despre nostalgie aici și vorbeam despre acest nostos, știți, despre întoarcere, da, asta înseamnă. Și iar pentru mine, din păcate, mult prea des acest nostos are așa un soi de, vine cu un iz de alienare, pentru că mă simt și cred că nu sunt singurul din cei 5 milioane de români, că nu le mai găsim de fapt locul niciunde. Și nu vreau să sune dramatic, pentru că nu e. Te înscrii într-un fel de joc, de fapt. Un fel de du-te vino între ce a însemnat la un moment dat acasă și ce înseamnă acum o casă surogat sau ce-o fi ea, în cazul meu London, Ontario. Cert este că, de fapt, mi-e foarte greu să-mi găsesc locul. Și cred că acesta e un aspect care cumva reprezintă pe mulți dintre noi cei plecați. Acasă devine un concept foarte, foarte abstract, își pierde intimitatea și nu mai știm de fapt unde este casa noastră. Și din nou, nu e o formă de victimizare, ci e pur și simplu o stare de fapt care vine cu bune și cu rele. Am ținut totuși microfonul 5 minute în mână, așa că hai să vedem. Alex, pentru tine ce înseamnă acasă? Bună seara! Încă o dată aș dori să vă mulțumesc că sunteți în această seară, ținând cont pe mine că se întâmplă atâtea lucruri minunate în orașul ăsta. Eu cel puțin aș avea foarte multe de povestit și de spus. Nu știu dacă ne ajunge timpul alocat. Aș vrea să spun totuși de la început că pentru mine întrebarea asta de ce m-aș întoarce acasă este o dilemă vie. Nici de cum nu am venit aici în calitate de expert sau absolvent în filozofie. E o dilemă care s-a născut aproape din prima zi când am plecat pentru prima din România, acum vreo 9 ani. Și practic inclusiv sensul lui acasă s-a schimbat. S-a schimbat în virtutea unor numere, unor cifre. Și practic viața mea în ultimii 9 ani înseamnă așa. 3 țări, 4 țări, de fapt, da, 4 țări, 3 universități, 7 orașe, 8-9 joburi.
Am plecat din România fără să mă gândesc la întrebarea asta ce înseamnă acasă, pentru că nu aveam de ce, eram acasă. Când e ceva natural, când ai experimentat chestia aia toată viața, nu spui problema. Dar când am plecat și practic am început să experimentez nefamiliaritatea, am început să mă gândesc. Ei, cifrele astea m-au rămăcinat, practic. M-au rămăcinat sensul de acasă, astfel încât pentru mine chiar și România e foarte greu de punctat ca fiind locul ăla acasă. Un lucru mi-a devenit clar, conceptul meu inițial de acasă, ăla naiv, era de loc. Deci aveam locul unde stăteam, într-un apartament, niște tabieturi. Și cifrele astea de care vă spuneam, care practic nu m-au lăsat să mă așez, că practic ele astea refer, nu m-au lăsat să mă așez într-un loc, m-au ajutat în aceeași măsură să înțeleg, cred eu, într-un sens mai autentic acasă. Și am ajuns să înțeleg în sens de activitate. Pentru mine acasă înseamnă a locui. Și atunci a locui, de fapt, doar partea vizibilă, materială, a unei activități pe care o desfășori într-un fel anume. Și atunci ce faci prima dată când te duci într-un loc nou, cum s-a întâmplat mie de atâtea ori în ultimii ani? Încerci să locuiești unde s-a întâmplat să fii. Chiar dacă orizontul era foarte îngust. Planurile mele pe ultimii 9 ani erau pe un an jumate. Încearcă să locuiești, știind că peste un an jumate poate nu mai ești în țara respectivă. Ce faci? Și unul din lucrurile prime pe care le faci e să încerci să îți arunci sinele și viața ta în locul ăla nou în care ești. Să așezi mobila într-un fel anume, îți cumperi niște chestii care te reprezintă, începi să-ți dezvolți niște tabieturi, niște rutine care te ancorează chiar dacă doar pentru timpul ăla foarte puțin, fie că e într-un cămin studențesc, fie că cum era în Londra, locuiam într-o casă, practic închiriam o cameră împreună cu logărnica mea și locuiam cu oameni pe care nu-i cunoșteam. Și nu că nu-i cunoșteam, dar am locuit acolo un an și n-am interacționat aproape deloc. Și atunci, practic, pentru mine acasă, pentru mine era doar camera respectivă, care era un pat, o masă, un scaun și atât. Bun, și atunci am realizat că, de fapt, în primul rând, e vorba de activitate. Cum faci să locuiești? Cum faci să întreții relații de familiaritate? Cam ăsta ar fi sensul. Și pentru mine asta mi se pare esențial, că am plecat de la o chestie firească, de loc, este fixă, și unul de la activitate. Nici asta nu a fost suficient, pentru că e foarte fragmentată, cum a fost în cazul meu în ultimii ani, nu prinde rădăcini nici măcar activitatea respectivă. Și atunci m-am gândit, și o să dau un microfon imediat, pentru că vreau să mai punctez următoarea chestie. Pe mine m-a durut foarte mult în ultimii ani, când am văzut că au început dezbateri în spațiu public în România între cei care au plecat și cei care au rămas. Și sunt două perspective opuse de cei care circulă. Una, cei care au plecat să aia cei mai buni, crema, și atunci implicit cine au rămas, cine nu au putut să plece, fraierii, sau invers. Aia care au plecat sunt trădătorii, sunt leneșii, sunt borfașii, sunt curvele, nu? Așa auzeam un an. Atunci ceea ce au rămas sunt cei care înțeleg cu adevărat acasă. Înțelegând că, de fapt, acasă, sensul prim e de activitate și nu de loc, am ajuns să realizez că, de fapt, românii, nu știu dacă, nu singuri în lume, dar sunt ca special în Europa. Pentru că mi se pare că am unul din puține popoare care sunt exilat în propria țară. Mi se pare că mulți români în România, de fapt, nu locuiesc aici. Și atunci, doar în sensul ăla de loc, de fixitate, pot să spun că sunt acasă. Pentru că atunci, o întrebare, dacă ar fi să acum să dialoguez, ar fi, cum pot să devii familiar cu spațiul public în România când nu există o instituție publică a respectului? Când ești umilit, când ești jignit, când ai de-a face corupția în fiecare zi? Astea sunt, practic, toate sunt mecanisme și atunci care spun, locul tău nu e aici. Stai deoparte, fii marginal, stai afară. Și atunci, dacă sunteți voi de acord, nu imediat, dar pe parcurs, să încercăm din start să tăiem de la rădăcină hiatusul ăsta între noi, cei care am plecat și care, vai Doamne, cum ne întoarcem. Nu, mie mi se pare că există foarte mulți români în România care, de fapt, nu locuiesc aici, deși trăiesc în România. Și sunt foarte mulți români Salut! O să intru direct în teza pe care vreau să o apăr și care e puțin mai extremă decât ce a vorbit Alex, și anume, acasă o să mă refer strict la România, strict la fi român, și o să spun că e o datorie morală să te întorci acasă. Cam dur. Și vreau să explic ce înțeleg prin chestia asta. Când spun datorie morală, spun că noi suntem ființe sociale, eminamente, și avem nevoie să facem parte dintr-o comunitate. În afara comunității nu suntem noi. Și că avem datoria
să ne raportăm la comunitate într-un fel și să facem lucruri pentru comunitate. A te întoarce acasă nu înseamnă neapărat a veni fizic în România, ci a face tot ce ține de tine pentru a lucra la întărirea comunității, sensul comunității, un lucru pe care îl tot pierdem din vedere de foarte multă vreme. Și eu personal, poate că e greșit să spun că toată lumea ar trebui să aibă gândul ăsta în minte, dar când mă gândesc la întrebarea de ce m-aș întoarce acasă, am o datorie morală în cap. Și asta pentru că identitatea nu e o chestie pe care o iei așa de nu știu unde și poți orice să fii. Eu mă simt foarte român. Mă simt foarte român și în Germania, m-am simțit foarte român și în Ungaria. Chiar dacă de foarte multe ori am supărat de ce se întâmplă pe aici, că oamenii aruncă gunoaie pe jos și mă simt în Germania cumva mai acasă din punctul ăsta de vedere, pentru că apreciez că oamenii îi respectă pe toți ceilalți. Și mi se pare că asta e un lucru atât de important și un lucru pe care îl pierdem de atât de multe ori în România. Și vreau atât de mult ca aici, în țara asta, mentalitățile oamenilor să schimbe, să avem mai mult respect față de ceilalți. Și cred că da, când vorbesc despre a te întoarce acasă, mă refer la cum să construiești casa asta. Cum să faci pentru a te simți acasă aici. Pentru a găsi o identitate în a fi român, care e dincolo de toate stereotipurile astea despre care tot vorbim și ne micim și ne rușinăm și așa mai departe. Și aici nu vorbesc despre patriotism din ăsta retrograd, în care trebuie neapărat să ne referim la nu știu ce personalități sau evenimente din trecut. Trebuie să facem și lucrul acesta. Însă nu naționalism deșanțat, ci să creăm noi propria identitate, pornind de la niște trăsături care ne-au caracterizat timp de mulți ani. Și asta mi se pare fascinant. Cum putem să facem noi o comunitate altfel decât cum ne-am obișnuit până acum? Cum putem să creăm noi, să ne creăm noi singuri identitatea? Și cum să avem curajul să facem lucrul ăsta? Să nu ne mai rușinăm când mergem pe stradă în Berlin sau nu știu pe unde, că noi suntem români. Pentru că asta o trăiesc, vă spun foarte sincer și o văd și la alți oameni. Auzi română, parcă nu vrei să te uiți încolo, să nu începi să vorbești în română. Poate că e tabu ce spun, dar asta simt eu și știu multă lume care simte la fel. Și atunci întrebarea se transpune, de ce m-aș întoarce acasă? Ce aș putea să fac ca să clătesc orașul ăla luminos de pe deal, cum zic americanii, care să fie casa asta noastră, știi? Și ce am încercat să fac în ultimii ani, chiar dacă eram plecat, proteste, am încercat să mă implic pe cât cu putință și prietenii mei la fel. Și chiar gândiți-vă la un Eliade, nu? Adică un Eliade a trăit majoritatea vieții în afara țării. Și totuși, Eliade a definit ceea ce e cultura română, ce a devenit cultura română după el. A construi nu trebuie neapărat să fie aici, dar cred că avem o datorie morală să facem lucrul ăsta. Și o să chiar țin să apăr teza asta în continuarea discuției. Dar cam atât cu definiția termenului, la ce ne referim când vorbim despre lucrul ăsta. Apropo de definiții, pentru că tu spuneai că te simți foarte român și eu mă simt foarte român de fiecare dată când îmi ascund salamul de casă în jos, dar și trec la vama cu Canada, știi? Și nu-i foarte bine ca un român de fiecare dată. Aveți ceva adus de la vreo fermă, de undeva nu. Deja s-au spus atât de multe lucruri și s-au deschis atât de multe discuții. Cred că cumva s-a înfiripat o definiție sau s-a sugerat un sens, cel puțin eu așa am simțit. Am impresia că toți trei ne gândim la acasă ca la un spațiu sau ca la o zonă mai mult sau mai puțin palpabilă unde să ne întoarcem și de unde să plecăm. Iar asta să se întâmple cumva natural. Și acum mă gândesc la ce spune Sergiu. Și cred că și tu spuneai, Alex, de fapt asta, deși eu iarăși ar putea să fiu un pic mai dramatic decât voi. Este, mi se pare, adesea, plutește așa în aer un soi de vinovăție a celor plecați. Eu asta simt. Mi-l amintesc pe Breban, în urmă cu câțiva ani, chiar aici la Timișoara, care spunea că, proaspăt întors de la Paris,
spunea că tinerii ăștia care se educă aici pe banii statului român, uite-i cum pleacă. Și plecat fiind, e o vinovăție pe care o port cu mine. Eu nu pot simți patriotismul despre care vorbește Sergiu. De când am plecat, mă gândesc tot mai des la ce înseamnă România. Habar n-am, de fapt. De 3 ani de zile de când am plecat, mă gândesc tot mai mult la asta, întâlnesc oameni din toate zonele și vrei cumva să fii, să existe ceva în tine care te diferențiază de ceilalți. Ai nevoie de un suport identitar care să fie acolo în permanență prezent și care cumva să te distingă de ceilalți. În momentul de față e mai degrabă așa o ceață groasă care mă înconjoară. O altă vinovăție pe care o am și din nou revin la ce spuneai tu, la patriotismul acesta. Mă compar foarte adesea cu, știi, miturile astea, pentru că de fapt sunt niște mituri, știi, al pașoptiștilor și așa mai departe, a celor care simt o nevoie din asta arzătoare, știi, să se întoarcă și să facă. În același timp, nu vreau să credeți că, și o spun foarte franc, că mi-am băgat picioarele în țara asta, nu doar că mă trage o ață permanentă și cu orice ocazie, așa cum spunea și Dana, de-abia aștept să mă urc în avion și să vin aici și nu doar pentru că terasele sunt pline. Mi-amintesc că cel mai greu moment pe care l-am avut în Canada a fost în 2017, când au fost protestele și când nu am dormit. Eu dorm foarte bine, conștiința mea e relativ liniștită, dar în acele zile a fost așa o stare de agitație și atunci stau să mă gândesc că, uite, pentru mine un răspuns parțial, ce mă leagă de România, este pe lângă vina asta, este frustrarea față de nedreptatea care se întâmplă în România, știi? Și dorința asta de a încerca să schimb ceva aici și, știi, deschizi ziarele în fiecare zi și sunt atât de multe lucruri care sunt cu susul în jos și cumva în același timp simt că, și e contradictoriu, dar în același timp simt că exact asta e ceva ce mă ține și ce mă atrage și ce mă face tot timpul să-mi țin capul întors spre România. Da, nu știu. Toți avem ceva de zis aici. Și să știți. Bun, acum, apropo de vinovăție, dacă îmi permiți așa o mică glumiță, nu cred că ar trebui să te simți chiar așa vinovat. Adică, ce puțin în ultimii ani, e o temă care reapare în spațiu public românesc și am auzit-o, nu, cu medicii. Avem mare, mare, mare nevoie de medici. Da? Se pune problema, unii spun chiar că, pe măsură, tocmai pentru că folosesc banii și resursele statului pentru a fi educați, pleacă imediat după ce termină studiile și atunci, dacă nu, cum ar fi, mai bine să fie obligat să rămână câțiva bani, cumva să-și plătească datoria. Ei, din punctul de vedere, cred că noi nu avem de ce să fim vinovați, pentru că să ne continuăm vinovați, pentru că eu, până acum nu mi-a fost dat sau pe cine să plângă că pleacă absolvenți de filosofie din țară. Ba din contră, dacă ne gândim la discursul ăsta, domnule, că acum nu prea utilitate socială, te zici că e un act patriotic să pleci, măcar să-i resursă de alte state. Și așa nu e prea mult de făcut aici. Bun, acum, cu riscul de a deveni cumva poate un pic antipatic, apropo de datorie morală, eu zice că în aceeași măsură, pentru cea care zice plec din România și încerc să mă adaptez undeva, da? Să-mi fac un loc acolo, nu poate, cel puțin temporar, nu poate să nu pară un eșec faptul că te întorci. Atunci când te întorci, practic zici, n-am reușit să mă adaptez, n-am reușit să mă integrez acolo, n-am reușit. Sigur, asta poate să fie o chestie doar temporară, dar senzația asta cred că există. Și apropo, spuneai de protestele din România și într-adevăr, tu ai fost implicat, țin minte, că urmăream și eu pe Facebook și vorbeai de aici din piață între semestre, veneai când puteai. În aceeași măsură te întreb, bun, dar valorile tale sunt mai degrabă legate de România sau de idee de democrație? De ce n-ai căutat să proteste și în Germania, Dumnezeu, sunt o grămadă de motive de a fi acolo? Deci cumva, știi, în aceeași măsură poți să te întreb acum, nu, dar tu trăiești izolat tocmai pentru că ești în universitate, că trăiești izolat de mediul respectiv, nici măcar nu ce să-l faci acasă și rămâi ancorat aici. Dar dacă ajunge să protestezi în Germania, cam cum s-ar schimba relația ta cu țara? Și că e antipatic pentru voi, de fapt pentru mine. Două puncte. Un răspuns la ce spunea Alex și încă o chestie cu identitatea și poate să se leagă. Da.
nu, cu siguranță nu reușești să te integrezi în societatea, de exemplu, germană, pentru că ești într-o bulă, ești în universitate, e salariu, e ce frumos, ce studenți, nu știu, mai. Și atunci ai sentimentul că te întorci așa, cu pata pe picioare, pentru că dacă chiar reușeai, rămâneai acolo și făceai treaba. Repet, poți să faci și de acolo. A te întoarce acasă în mintea mea înseamnă să faci ceva pentru identitatea asta. Și în același timp, cred că poți să ai curajul să schimbi lucrurile într-un mod cât se poate de mare, chiar și aici. Și eu, când ziceai, vorbeai despre proteste, că ce-ar fi dacă aș fi protestat în Germania, și de ce nu ideea de democrație în sine ar fi importantă. Eu cred că în următorul argument, probabil una dintre cele mai importante autoare în filozofia politicii, Martha Nussbaum, vorbește despre importanța emoțiilor pentru politică, pentru implicarea civică. Și spune în felul următor, nu poți să crezi într-un ideal abstract fără să te identifici cu ceva care e mai aproape de tine, fără să ai emoții care să te motiveze, fără să ai ceva de care să te structureze într-un fel. Și, cu siguranță, ideea democrației trebuie transpusă în ceva care să fie aproape de tine. Nu poți să crezi într-un ideal pe care nu-l simți, pe care nu poți să-l atingi. Ori a te identifica cu o comunitate, face ceva pentru o comunitate, pentru a avea o identitate, înseamnă tocmai avea niște emoții care te pot face să faci lucruri. Și când răspuns la întrebarea ta, e nevoie, e o datorie morală din nou, vă spun, pentru că nu se poate altfel, nu se poate fără identitate, nu se poate în abstract așa. Trebuie să pornești de undeva, trebuie să te motiveze ceva și acel lucru nu poate să fie decât un ideal, o poveste, o narațiune. Noi suntem ființe care avem atât de multe nevoie de poveste, suntem înconjurați de povești aici. Nu funcționăm fără povești, nu funcționăm fără idealuri, fără speranțe și de asta avem nevoie, să credem mai mult. Și sigur, e foarte bună critica, e foarte bine să ne certăm pe tot felul de subiecte, dar e cu atât mai important să construim ceva care să ducă într-o direcție, să avem speranța asta care să ne trezească. Și cred că ultimii ani, pe lângă critica la adresa clasei politice tradiționale, a adus și asta la noi societate, și anume că începem să credem în cineva, în ceva, să votăm, că suntem sau nu de acord cu noi politicieni, dar începem să votăm și pozitiv. Începem să credem în alte lucruri, în alte narațiuni și cred că asta e foarte important. Ok, și celălalt punct legat de identitate. E chestia asta. Ok, nemții sunt organizați, francezii sunt, nu știu, poeți, ăia arați, nu știu cum. Dar când au început să fie? Vreau să întreb. Când au început americanii să iubească libertate? Când au început nemții să fie ăia care întotdeauna ajung la ora fixă? Fixăm acum 5 secole cu Kant, începem cu Immanuel Kant, începem de la epoca canoniceană, Imperiul Roman, când începem? Când vorbim despre identitatea germană ca fiind așa sau așa? Și pun întrebarea asta retorică pentru că ceea ce vreau să spun este că nu trebuie să ne fixăm așa cumva în niște clișee și să vrem tot să găsim acea identitate, acea esență a românismului sau acea esență a ce înseamnă acasă și să tot săpăm, să tot săpăm, să tot săpăm și să ne frustreze că nu găsim decât lucruri negative. Exact la fel cum americanii au construit ideea asta de națiune și părinții Statelor Unite au creat ceva nou în istorie. Așa cred că trebuie să vrem și noi. Și știu că asta e un optimist debordant, dar îți putea spune idiot. Dar cred că altfel nu se pot face lucrurile. Cred că dacă nu ai curajul să treci peste opreliștile astea, să treci peste, nu știu, stereotipii, să treci peste felul în care tot gândim așa mic și mărunt și critic și paiul din ochiu și parul din ochiul nostru. Și dacă nu reușim să avem un avânt din ăsta, oricât de, naiv poate să pară, vom continua să fim decepționați. Na, cam astea sunt cele două.
Sergiu, spuneai mai devreme că te simți foarte român și acum cumva spui că poate nu neapărat avem o nevoie să definim chestia asta. Nu știu, poate mai târziu ne spui cum faci cele două lucruri. Că, cum spuneam eu, am... Scuze, pare că... Da, așa, când vii cu teze care par mai contundente, parcă așa. Da, n-am zis că nu sunt caracteristici, adică ne lepădăm de toate caracteristicile care înseamnă că... Nu, orice s-a vorbit vreodată despre a fi român, ne lepădăm de toate. Nu, ideea că construim pe ceva ce deja e, dar ne alegem lucrurile acelea caracteristici care nu știu, posibilul românesc pentru Dumnezeu. Nu? Adică s-a vorbit atât de mult despre faptul că suntem la marginea imperiilor, că noi putem să înțelegem și pe unii și pe alții, că... Dar se poate construi pe chestia. De exemplu, în filozofie, sunt mai multe discuții în filozofia asta, nu știu, teoretică, în ontologie și în epistemologie, în care se tot vorbește despre o cale de mijloc între, nu știu, contextualismul, de exemplu, în epistemologie. E o chestie care eu o simt atât de, nu știu, apropiată de felul în care am fost crescut, de a vedea mai multe laturi, de a vedea mai multe abordări, de a nu te așeza cu o certitudine asta incredibilă pe una. Mi se pare că e o chestie pe care o văd la părinții mei, pe care o văd la oameni din jurul meu. Să poți să fii așa, miștoul ăsta, nu? La care să poți să vezi lucrurile din mai multe perspective. Cred că asta e o chestie super pozitivă, pe care nu o vezi de foarte mult la alți oameni. Nu zic că e numai noastră, dar tocmai asta e ideea, să construiești ceva pe caracteristici pe care deja le ai. Și cam asta e răspunsul la ce spui. Deci, știi, reflexul meu este cumva să deconstruiesc ceea ce ai spus tu. Și nu știu dacă e bine, de fapt, nu știu dacă e bine să o fac public, de pildă, știi? Dar, din nou, mi se pare că pui la oaltă două lucruri care cumva s-ar putea să nu-și găsească locul împreună. Miștoul ăsta și apoi, nu știu, chiar și ideea asta de, cum ai spus, o deschidere față de ceilalți. Apropo, deschiderea vine după un... la câteva luni după un referendum care numai despre deschidere n-a fost vorba. Drept e capicat, așa e, dar... Oana, sunt incredibil de mândru pentru ce s-a. Eu nu sunt mândru că referendumul ăla măcar a existat și au fost încă și sunt destui care au crezut în el. Și acum, însă și ideea asta, știi, a unei românii care a fost la marginea unui imperiu, să știi că asta e de fapt o retorică pe care o îmbrățișează multe alte țări și mulți alții au fost la marginea unui imperiu. Și nu știu dacă, nu știu în ce măsură asta ne ajută să, dacă neapărat asta ar trebui să fie baza pe care noi să construim, ceea ce nu înseamnă că nu-ți apreciez optimismul. Sincer, aș vrea să fie molipsitor. Uite, deși vorbim acum cumva despre identitatea românească și s-ar putea să ne îndepărtăm de la temă, sper să nu facem asta, vreau doar să spun ceva, dacă ar fi să identific o trăsătură românească, aș identifica mai degrabă în zona asta a miștoului de care vorbeai tu și nu în sensul de inovație și nu știu ce, cuvântul acela țigănesc, mișto, care cumva cred că spune ceva despre noi, este și un soi de... poate vine și dintr-o zonă de nu ne luăm în serios de multe ori. Știi? Și atunci cumva asta e și un fel de a te autoapăra. Cred că ne stă foarte bine și în zona asta absurdului, nu degeaba l-avem pe Caragiale sau pe sau Teatru Absurd sau pe Dada sau și așa mai departe. Uite, poate, dar din nou, construiește tu pe asta. Deși acum nu vreau să par foarte... Nu vreau să par pesimist, nu, și nici nu vreau să credeți că România este o cauză pierdută, dimpotrivă, nu, nici vorbă de așa ceva. Doar că cred că, uite, s-ar putea, eu să fiu o imagine a României, sunt un om care nu-și găsește locul și cred că în momentul de față și România este cumva ca mine. Poate așa, nu sunt de acord cu Sergiu. Dar dacă îmi permiți o interpretare la ce ai vrut să spui, de fapt. Din ce înțeleg, practic, și o interpretare care îmi permite să mă apropii de tine,
să spun că sunt de acord cu tine, dar fundamentul meu rămâne același pe care l-am spus la început. O întoarcere acasă, măsura în care nu te duci țintit pe 6 luni, pe un an, te duci cu ideea care rămâne acolo nedefinit, este un eșec. Să te întoarci în România. Nuanțez un pic aici și las deschisă posibilitatea pe care poate aș fi dispus să o îmbrățișez, să fie cumva un eșec programat, să aveți un eșec destinat. Și am să leg următoarea chestie. Ce rețin din ce ai spus tu este că întoarcerea acasă, în contextul actual pentru români, este un act politic în măsura în care este asumat și suntem conștienți de ce trebuie să facem. În ce sens? România suferă, nu numai România, dar în principal România nu are un spațiu public. Spațiu public în sensul de instituție, dar nu în sens de minister, în sens de cea care e instituit, în care oamenii care contribuie la bunăstarea țării poate să apară și sunt văzuți și apare consens prin excelența pe care unii dintre noi o arată în societate. E, România cred că excelează la capitolul exact invers. Cum cineva i-a dus în așa pseudospațiul ăsta public ca fiind o excelență, este imediat distrus. Da? Și tras înapoi în spațiu particular, intereselor particulare. Ba e susținut de forțe obscure, ba e favorizat de nu știu ce. Și atunci asta rețin de la tine. Dacă vrei să te întorci în România, practic ai dilema asta morală. Contribui la distrugerea spațiului public, care de fapt nu există, sau încerci să o refaci. Ori a contribui la crearea și construirea spațiului public e actul politic prin definiție. Dacă îi să tot ați cu referințe la autori, mi-aș permite aici să numesc Hannah Arendt. Dar asta, repet, fundamentul în cazul meu rămâne ideea că trebuie să eșuiesc, pentru că atunci întrebarea de ce, cred? Mi-a dat să văd o grămadă de români care excelează în străinătate, studiază la Oxford, la ce vreți dumneavoastră, da? Specialist extraordinar. Nu mi-a dat să văd până acum un român care excelează la contribui în spațiu public în țara care se duce. Sunt foarte rari. Artiști, poate. Mă refer la modul serios, nu în sensul că ești invitat, tu ca artist internațional. Cum era exemplul ăsta, de exemplu? Nu am văzut o comunitate de români, dacă vreți, în Anglia, care se ia parte la dezbateri din spațiu public esențial astăzi pentru destinul Marii Britanii Brexit. Nu există oameni. Nu am văzut români în Germania care se ia parte la dezbateri publice ca și grup, să spună noi suntem aici în Germania. Nu. Ei trăiesc doar în spațiu privat. Când ești în străinătate, trăiești în spațiu privat. Job, viață privată, asta nu există. Într-adevăr, dacă ești român doar în România sau dacă vrei, ești destinat să iei parte ca cetățean, ca român, la consolidare. Atunci aș lega, cumva mai nuanțez teza mea, cred că a te întoarce România e un eșec, dar e un eșec destinat în măsura în care, da, ești legat de dacă vrei, da, de datoria aia de a contribui la spațiul public. Și asta, din punctul meu de vedere, ar fi sarcina primă a generației noastre și astăzi. Nu bunăstarea materială. La asta capitalul nu se percepe excelent. De fapt, nu există, eu nu cunosc un sistem de producție mai bun la produce bunăstarea materială ca și capitalismul. Dar capitalismul nu-ți creează spațiul public. Pentru asta ai nevoie oameni care să fie implicați să înțeleagă ce e democrația și ce înseamnă virtuțile respective. Și într-adevăr, deși pentru mine întoarce acasă ar fi un eșec, am stat lipit cu ochii de Facebook când au avut loc protestele, am încercat să ne apropo, noi care, eu locuiam în Olanda în perioada respectivă, da? Și care eram cumva scoși din spațiu public din Olanda, da? Olandez, pentru că eram alemani, eram străin, mă rog. Ne-am organizat și am făcut și noi un mini-protest în Amsterdam, de fiecare dată am putut, pentru România, cu steagul României, pentru că, într-adevăr, era chestia asta. Da, și asta e interpretabil. Am făcut aia pentru că am eșuat, de fapt, să împart la asta. Da, asta zic. Da, am fost de acord cu tine cu, da, să te întorci în România, un act politic, dar strict pe chestia asta. Vrei să răspunzi așa? De ce spui așa, mă, Alex? În primul rând, cum definește eșecul, da? Dacă te referi la, ok, la, nu știu, Oxford sau unde vrei tu să-ți faci chestiile, aș fi un nume mult mai cunoscut în lume decât dacă m-aș întoarce în România. Da, se prea poate. Foarte probabil, probabilitate foarte mare ca dacă te întorci în lume, să nu ai aceeași reușite profesionale ca acolo. Pe de-o parte, cum ziceam, nu trebuie neapărat fizic să te întorci, ci să contribui, cred, la ce înseamnă comunitatea asta de unde veni și să dai înapoi. Asta pe de-o parte. Și am spus-o de mai multe ori și cred că, la fel cum Eliade n-a trăit în ultimii ani în România, Halep nu trăiește în România, că oricum nu știu ce spus, potrivi sau... Știi, adică oameni
care fac, realizează lucruri foarte importante și care contribuie la, la povestea asta identitară și care nu se blochează neapărat aici. Acum, acum din nou la, să ne întoarcem la de ce zicea că e un act politic și că, mă rog, poate fi văzut ca un eșec. Și atunci mă întreb, dar oare nu tocmai atitudinea asta e defetismul ăsta și de ce nu a contribuit la discuțiile despre Brexit? De ce nu am contribuit la... Păi cum de ce? Adică, cum ziceam și mai devreme, te întâlnești cu români pe stradă în Londra sau unde vrei și te faci că nu auzi. Nu există spiritul ăsta al comunității, nu există spiritul ăsta al unei identități comune, nu există ideea, imboltul, nu știu, motivația asta de a construi ceva. Tocmai de aceea lipsește. Adică confirm de fapt ceea ce spun eu. Și apropo de ce ziceai cu identitatea care, na, poți să pornești de la absurd sau de la... Sunt atât de multe lucruri, uite, noi au venit câteva idei și cu siguranță toți de aici avem idei. Dar răspunsul e simplu, nu avem ceva foarte clar acum, pentru că nu e. Exact ca și cum îți răspundem și ție. Adică se confirmă practic ceea ce spun. Și de fapt ceea ce e nevoie tocmai să ne punem mințile la contribuție și să construim acel ceva, pornind de la acele mici elemente. Știi? Adică să nu știu, să creăm marele narațiuni, să avem curajul să vorbim, să creăm marele narațiuni. Să vorbim despre marile probleme ale umanității de astăzi. Apropo de acasă, că acasă e și planeta, nu? Și am avut pentru prima oară în Timișoara protestele acelea Fridays for Future și despre asta ar trebui să începem să vorbim, știi? Adică să putem să avem curajul să punem marile probleme și să dăm răspunsuri la marile probleme. Oricât de naiv pare chestia asta. Da. Cred că, uite, ar trebui să facem o clarificare când te referi la marile narațiuni, ai spus, da? Cu siguranță nu ai în vedere marile narațiuni foarte românești, știi, că atunci s-ar putea să alunecăm într-o zonă, că tu n-ai menționat și pe Iliade de foarte multe ori în seara asta, într-o zonă în care, politică, în care nu neapărat ne simțim niciunul dintre noi confortabil. Noi, în curând, am vrea să, cumva să comunicăm cu voi și nu vrem să fim egoiști, deși ne place să ne simțim ca la un cerbul de aur în anii 90 cu microfonul ăsta. Totuși, un ultim lucru, uite, o ultimă întrebare aș vrea să vă adresez sau să vă ridic la fileu. Haideți, sau un exercițiu imaginar. Ce ar fi să nu ne mai întoarcem? Cum am fi noi dacă nu ne mai întoarcem? Cred că, uite, poate în felul ăsta, cel puțin eu echilibrez puțin lucrurile. Nu-mi imaginez să nu mă pot întoarce. Mi-este foarte greu să mă întorc de tot, nu-mi închipui cum aș putea să fac asta, dar în același timp, cu siguranță mi-ar fi imposibil să uit de România. Habar n-am cum se definește asta, identitar. Și nici nu știu de fapt ce implică chestiunea asta. Însă cu siguranță știu că există niște ații, oricât de patetic mi-asum patetismul ăsta. Știu cu siguranță că România va fi un loc în care mă voi întoarce, din care voi pleca, dar în care mă voi întoarce. Și în care... Da, Sergiu, cred și sper și eu că vom putea cu toții să contribuim. Și, uite, într-un fel încerc poate să temperez optimismul tău și să spun doar că, într-o formă sau alta, mulți dintre noi ne gândim în continuare la România, facem lucruri pentru România. Nu știu dacă construim narațiuni, nu știu dacă e sănătos să construim narațiuni, habar n-am ce ar fi narațiunile astea. Însă, cu siguranță, cred că suntem mulți dintre noi în situația în care, până la urmă, nu putem sta departe de casă. Și, cu siguranță, nu putem uita orice ar însemna România. Jocul imaginar de aici plecase. Spui întrebarea era da. Despre dacă... să ne imaginăm că nu ne-am întors. Da. Totuși vreau să punctez, pentru că e important ce ai spus și nu vreau să se înțeleagă că prin mari narațiuni m-aș referi la nu știu ce idei din astea totalitare sau fasciste, împotriva cărora sunt foarte împotrivă.
Și tocmai de asta spuneam că una e naționalismul din ăla de șențeană, care te referi mereu la ce să, nu știu, tradiția, impresia despre satul românesc a fost o, nu știu, ceva perfect, epoca din trecut care a fost perfectă. Nu, nu vorbim despre trecut, în primul rând. Iei câteva elemente pe care le avem acum noi și construiești. Construiești pe ele, dar nu ne referim la marile personalități din trecut și numai cu astea în minte și noi trebuie să fim cum au fost înaintașii noștri. Înaintașii noștri au fost pe lângă ortodoxi, au fost și catolici, au fost, vorbeau mai multe limbi. Nu putem să ne gândim la ideea de România ca țăran ortodox român care a fost perfect și așa mai. Asta e o prostie, fie cu iertare. Nu putem să ne gândim la genul ăsta de mare rațiune, care nu înseamnă decât să copiezi ce s-a făcut deja în trecut și care a dus la un dezastru uman incredibil. Nu, dimpotrivă, să construiești altceva. Și da, asta ține de noi, dacă putem să construim altceva. Și e ca, nu știu, bunica mea, nu? Mă gândeam la casă și mergeam în copilărie la casa bunicii mele din mă rog, județul Arad. Mi-am dat seama, uite, casa aia, acasă, unde toți nepoții, copiii, toți erau acolo, acasă. Casa aia a fost construită de bunica mea. Cărămidă cu cărămidă. Adică nu a existat din nu știu ce perioadă la care tot trebuie să ne referim în trecut. Așa și noi facem o casă cu mâinile noastre, cu cărămizile noastre. Cu elementele pe care le simțim noi ca fiind, bune. Și când vorbesc despre marea națiune, ca să încheie punctul ăsta, dar mi se pare important să nu se înțeleagă. Nu știu ce fascist. Unii despre marea națiune, vorbim despre a-ți pune problemele care contează pentru lumea de astăzi și a încerca să dai răspuns. La fel cum în filozofie, fie cu iertare, nu știu dacă sunt oameni de aici, de la filozofie din Timișoara, dar de foarte multe ori vezi în departamentele românești de filozofie și în general, nu știu, la filozofii români, încercăm să ne gândim, să creăm noi probleme micuțe despre cum să facem filozofia aplicată pe o temă, pe o alta. Nu! Hai să avem curaj să întrebăm marile întrebări din filozofie și să încercăm să... Vorbesc foarte serios, știu că redez, dar să încercăm să facem filozofie teoretică, de exemplu, că mă refer la ce îmi place mie, punându-ne chiar marile întrebări, încercăm să creăm teorii noi. Marile întrebări și probleme de astăzi. Ce facem cu încălzirea globală? Asta nu-i de joacă. Hai să încercăm să dăm răspunsuri marilor provocări. Ce facem cu consumerismul ăsta, cu un capitalism deșanțat? Cum rezolvăm problema asta? Nu putem și noi să creăm mari răspunsuri, să ne punem mari întrebări? La asta mă refer prin a veni cu noi soluții și prin a gândi marile națiuni. Nu la povești fasciste, tembele. Și nu pot imagina. Probabil la mari comuniste, dacă nu fasciste. Sau comuniste, da, care iar a fost o... Nu s-a amintit deloc. Da, de acord. Care, da, vorbim astăzi, asta e doar punctul meu de vedere, socialist-democrat, care mi se pare așa o prostie să folosește un socialist, dat fiind istoria noastră. Și, ia, la fel, ai tendința să crezi că tu poți să repeți istoria fără să o repeți. Mă rog, cred că trebuie să le punem în problemele astea și să găsim soluții care să treacă de stereotipuri. Cam asta e fiul. O scurt, m-a stârnit și promit să nu vorbesc mult. Sergiu, s-ar putea să, nu știu, Dino, sună foarte, foarte frumos ce spui tu, parcă ai venit dintr-un alt secol, unul cu calești și cu... și cu... da. Și cu oameni foarte bine îmbrăcați. Secolul e așa, eu... voie de mari proiecte. Se tot vorbește de România are nevoie de un proiect. Nu știu, s-ar putea asta de fapt să știi, să ridice un fel de presiune de care nu avem nevoie. Poate de fapt asta creează un soi de frustrare, știi, și ne creează o falsă problemă. Eu și Alex, care venim din zone teoretice diferite, nu ne interesează să ne ocupăm de marile probleme ale filosofiei. Și nu cred că e neapărat ceva rău în asta. Și apoi din nou, nu știu, poate ar trebui de fapt să ne,
să ne obișnuim, ca să-l citesc pe președintele nostru, să știi să facem lucrurile pas cu pas și să nu ne gândim ce va fi la finalul chestii astea, să nu facem o dialectică sau să avem un proiect din ăsta hegelian sau nu știu eu ce, știi? Pur și simplu să o luăm așa, lipa-lipa, încetişor și să vedem unde ajungem. Pe mine mă sperie ideea asta unor mari proiecte. Și nu știu cât e de sănătos dacă gândim în termenii ăștia. Deci, din fericire, răspunsul meu o să fie mult, mult mai scurt decât al Sergiu. Și apoi cred că vom da microfonul pentru public, pentru că, așa cum am spus la început, scopul meu aici astăzi, în primul rând, e să învăț ceva și până la urmă n-am înțeles nimic, nu? Dramatiții noastre când ne întâlnim. Și atunci, bun, iar o să-mi cer o chestie, dacă vreți, ușor pervers, o să revin la, o să fac apel din nou la empatia dumneavoastră și o să-mi expun în fața noastră iar cifrele. Deci, ultimii mei ani înseamnă așa, 9 ani în străinătate, 4 țări diferite, 3 universități diferite, 7 orașe diferite, 8-9 joburi diferite și din punctul de vedere, cred că eu am călătorit, de fapt, cel mai mult dintre noi, nu în termen de kilometri. Pentru mine, marile călătorii nu au fost când am plecat din sistemul de educație românesc, încep olandez sau englez. Au fost când am plecat din bula universitate, universitară engleză sau olandeză și am ajuns să lucrez la Horpe șantier, după ce fusesem bursier, să lucrez ospătară în restaurant italian unde nu aveam voie să mă dau drept român pentru că nu se vindea și trebuia să mă prefac că sunt italian și știam două fraze în italian și alea le ziceam toată ziua pentru englezi, că nu știam italian deloc. Să lucrez în depozit în Olanda, depozit gen, cum să știu, mare, și tot așa. Da? Din toată experiența asta eu am înțeles următorul lucru, apropo de ce m-aș întoarce și nu mai țin minte care era ultima întrebare, era, dacă m-aș vedea că nu m-aș întoarce. Un lucru mi se pare clar, dacă nu m-aș întoarce, ținând cont de toate eforturile din ultimii ani, o să ajung să-mi petrec restul vieții în străinătate ca particular, trăind o viață particulară. Sub nicio formă o să ajung să am acces la spațiilor public. Singurul mod în care pot să ajung să trăiesc și public, care de fapt e împlinirea oricărei vieți, când ești în public, nu ești doar muncitor, nu ești doar în familie, ești printre ceilalți, te dau nu-și place România. Pentru că am prins Anglia înainte de Brexit, de referendum un an, și mi s-a întâmplat și mie și logodinele mele, mergând pe stradă, vorbind de română, să-mi spun să plecăm acasă. Ales chestii care îți spun că eram student, că n-au să ai acces la spațiul public. Deci dacă ar fi să spun o chestie care, dacă nu m-aș întoarce, ce aș pierde, uite, asta aș pierde. Asta n-aș așa la parte și ce. Sperăm că voi ați înțeles mai mult, nu știu, ați înțeles mai mult decât Alex. Și v-a fost mai utilă decât. Ce mai a fost lui. Ne-am foarte bucurat dacă acum avem un dialog și vă invităm să să întrebați. Sunt de acord cu ce a zis băiatul. L-am urmărit aproape o săptămână. Astăzi a culminat. Cred că va veni înapoi. Care dintre dumneavoastră știe definiția lui Habermas despre spațiu public, că s-a vorbit mult aici, spațiu public, spațiu public. Sunteți de pe la filozofii. Care definiția lui? A lui Habermas despre spațiul public. Asta e întrebarea. Da, o întrebare. Cu tot respectul, n-am să răspund această întrebare, am evitat toată seara să numesc, să intre. Nu vreau o discuție academică. E un lucru pe care l-am învățat, dacă toți fac referire la cineva care mi se pare că a fost înaintea lui Habermas, nu numai temporal. Dar și ca influență, Hannah Arendt. Și Hannah Arendt zicea ceva de genul, exasperată și la rândul ei pe tradiție fenomenologică Husserl, de tocmai discuția asta ideilor. Și-a zis înapoi la lucrurile însă, dar Hannah Arendt zicea, esențial îi să ajungi să filozofezi, să reflectezi din praxis, din practică. Ori asta am încercat eu aici în seara asta. Când a trăit această filozofă? Nu duce niciun de discuția asta. Înainte de a zis Kierkegaard să renunțăm la filozofie în avantajul filozofiei. Chiar că doar nu avea concepție de spațiu public. Da. Nu era un deci ce erați voi? Știți despre definiția lui Habermas despre spațiu public? Asta e o... Sunt eu curios dacă știți că ați vorbit despre. Și sunt curios dacă știți că era vorbit despre. Nu știu. Și dați aici că să vă spun eu că atunci. Dați-mi și eu. Pe scurt, spune așa. Că extinderea spațiului privat este spațiu public. Și aici încep să fiu de acord cu dumneata. Că nu-ți regăsești sensul plinătății intelectuale într-un spațiu unde nu ești acceptat. Ori revenind aici, ești bine primit. Deci, extinderea spațiului
privat este spațiu public. Și acolo, cum bine ai spus, nu prea te simți plenar. Te locuiești în garsoniera mică, împreună cu niște vecini pe care nu-i cunoști ani de zile, și cum să ieși în stradă să protestezi la ce? La încălzirea globală, la Anglia, la Brexit în Germania, pentru ce să protestezi pentru ei? Eventual ești solidar cu noi aici, de acolo. Dar acolo cum te regăsești intelectual cu ei? Sau le spui lor despre noi, că protestăm cu Roșia, cu Părătul? Ești ciudat. De aceea am încercat să evit să deschidem o discuție de tipul acesta, pentru că putem continua până mâine. Acum, dau replica, de fapt, când Habermas spunea chestia asta, spunea critic, pentru că atât el cât și Arendt vedeau privatizarea spațiului public ca fiind un fenomen patologic. Și, de fapt, pentru Arendt, esențial era tocmai diferența asta, care pentru ea original a fost la greci, de a de polis a venit de la ei. Și are o metaforă foarte frumoasă, Arendt spunea că, practic, polis a venit când... Bun, acum, sigur, era aici și o chestie de gen, când capetele familiilor, bărbații, au ieșit de la ei din casă, unde trăiau bine, s-au întâlnit și erau egali, de asta de egalitate, și pur și simplu s-au descoperit, se manifestau o latură diferită pe care nu aveau acasă, ideea de respect între egali. Bun, asta e conceptul lui Arendt. Habermas și Arendt merg pe aceeași linie de critică. Ei văd asta ca pe o patologie și văd asta în anii 50-60, dezvoltarea televiziunii, care pentru ei și înainte, chiar înainte de ei, era televiziunea trebuie să fie organul spațiului public, care să unească prin informații. Și ei au văzut o privatizare. Când au apărut televiziunile private cu interesele lor comerciale, au zis, asta a fost un eșec, pentru că desigur televiziunea era tocmai să susțină spațiul public. Din fericire, și eu avem pe Dan aici, și artiștii de astăzi au înțeles pericolul distrugerii spațiului public și încearcă ei să facă ceva ce ar trebui să se întâmple acum mult, mult timp. De asta zic, discuție foarte interesantă, eu am mai vorbit din astea de trecut, aveți foarte multe de spus și de învățat. Și eu vă invit la anul viitor într-un loc. Da, știu, am discutat. Da. Deci, și discutat. De ceilalți, deopotrivă. Bun. Cineva are întrebări? Ce vrea să intervine? Trebuie nu doar întrebări. Da, sau observații. Dacă nu am eu le-am notat. Da, sunt curios. O dimensiune. Și asta, de fapt, acum aș vrea să fac apel la dumneavoastră, pentru că iar un lucru care mi-a devenit clar, asta l-am învățat. Asta nu a fost rezultat al reflecției, l-am învățat puțin de altceva. De ce m-aș întoarce acasă ar trebui la fel diferențiat între de ce m-aș întoarce acasă e o bărbat sau e o femeie. Motivele și experiența femeii plecate în străinătate cu totul sau foarte diferită de cea bărbatului. Și s-ar putea ca și motivele sau condițiile care trebuie să fie în loc pentru a întoarce acasă să fie totuși diferite în cazul. Dar nu se cuvine să vorbesc eu pe tema asta, adică chiar, doar eu la rândul meu mi s-a spus, fii atunci la chestia asta. Da, poate, uite, tot în stilul academic ar trebui să facem o notă de subsol și să spunem că e o întâmplare, suntem trei bărbați, pentru că am fost trei prieteni cu trei poveri similare și în contextul acesta ne nimerim, dar nu pentru că eu știu cumva. Și poate ar mai trebui să facem o notă de subsol. Tema asta cumva a mai fost discutată și de cei de la MISC, nu? Omnii au avut un proiect, nu? Da. Am plecat, da. Uite că totuși țin... Nu știu, cum sunteți? Mai, Alex, mai ai o întrebare? Doar că, na, dificil să fiu de acord cu tot ce zis Sergiu. Da, aici nu am lucru care se întâmplă des. Pe de altă parte, hai să spunem un lucru și aici cred că încheiem sau ceva de genul. Bun, eu am vorbit, am spus niște povești, anecdote, poate am fost așa mai puțin entuziast decât Sergiu, mai așezat și poate mai ușor de înghițit, dar adevărul este următorul. Când lucrurile au început să se întâmple rău acum, în 2016-2017, eu eram în Olanda, Sergiu era aici, dar era pe picioare de plecare. Da? Ori omul ăsta care acum e super teoretic și analitic a fost de fapt cel care a început să organizeze proteste, să fie în stradă, în operei, să creeze discursuri, să motiveze oameni și lucrurile felul ăsta. Noi acolo în Amsterdam am strâns 50 de oameni, am pus și noi niște bannere și am zis, na, de fapt ei, de fapt tot românii de acasă au fost cei care au făcut ceva. Deci din punctul ăsta de vedere, na, trebuie recunosc superioritatea lui Sergiu, cel puțin punct de vedere. Nu, dar știi cum e, dă-i cezarul, ce cezarului, știi? Marile națiuni au marile narațiuni. Ce să pretinzi de la noi?
Păi nu, mai bine ce? Nu, vele o povestire, un atârbicianu. Așa mai bine, eu zic că cel mai bine. Facem altă mai mare narațiuni din mici națiuni, e greu. Da, corect. Oricum, oricât am încercat, nu reușim. Dar, asta și până la... putem mai... Uitați-vă la noi, adică ce Dumnezeu? E tocmai. Da. Hermaniști mă numesc, eu sunt medic, sunt cu totul afară filozofiei, de satul ce spun eu, să nu se ridice nici pe departe la nivelul la care a discutat. În primul rând vreau să vă felicit pentru că vorbiți românește toți trei, după ani mulți în sănătate, nu am sesizat accente de niciun fel. Avem accente, dar în alte limbi. E foarte bine. S-au născut foarte multe întrebări, auzind discuția, care a trebuit o foarte interesantă. Și noi avem o fică care e plecată de 11 ani și e aceeași întrebare, să mă întorc sau nu mă întorc? Acum, eu lucrând în sistemul medical, am întâlnit foarte multe situații de oameni care vreau să se întoarcă. Sistemul medical românesc i-a rejepat. Nu-i vrea. Asta este clar. Deci aici vine una dintre multele mele întrebări. Noi, la nivel mic, particular, familial, toți vrem să vă întoarcem, toți vrem. Statul, nu vorbesc de sistemul public, societatea, decidenții, face ceva pentru voi, vă atrage cu ceva, v-ați găsi locul dacă vă întoarceți aici. În societate, ați fi mulțumiți de treaba asta? Asta este o întrebare care mă pun eu. Pentru că senzația mea este că statul nu vrea să vă întoarceți. Statul nu vrea să se întoarcă cei care au plecat. Asta este senzația mea. E una dintre multele întrebări. Celelalte poate l-am uitat din cauza emoției. Da, din punctul meu de vedere, statul nu e doar așa o noțiune abstractă. E și asta, e și toate instituțiile care constituie statul. Dar sunt oamenii care reprezintă statul și s-ar putea ca în câțiva ani oamenii să se schimbe și statul la rândul să se schimbe. Și asta e speranța mea și în același timp când vorbim despre întors acasă, vorbim și despre noi, întorcându-ne și implicându-ne în schimbare, la fel cum foarte mulți politicieni, mai zicem noi, au făcut doctorate, au făcut master, au lucrat în corporații, în sănătate până acum 2 ani. Și acum sunt, nu știu, în partide. Da, noi putem să fim statul ăla care să fie mai primitor cu românii care pleacă în sănătate. Și chiar cred că trebuie să facem cu asta. Sergiu, e un pic mai optimist decât sunt eu și ați văzut asta cu toții. Sper și eu alături de el că, cine știe, poate alți politicieni într-un viitor mai apropiat va face mai mult pentru oameni ca noi. Drept e că noi, oricum, suntem cumva o specie pe cale de dispariție, pentru că venim din zona omanioarelor și, în general, ne este foarte greu să ne găsim un loc de muncă. În seara asta, noi am evitat elementele astea pragmatice. Ele există și, de fapt, acum când vom ieși pe ușă, ne vor apăsa, pentru că ele sunt cam așa cel mai aproape de corp. Și, da, este foarte greu să te întorci și să-ți găsești locul aici. Și, cu siguranță, dincolo de, eu știu, toate dansurile astea metafizice sau mai știu cum ar fi fost ele și pe care le-am practicat și noi în seara asta, revenim la lucrurile astea concrete și palpabile. Și nu, în momentul de față, de pildă, în cazul meu, universitățile sunt închise aici și probabil vor rămâne o vreme așa. Nu știu, poate, nu știu ce profesie ar fi ca dumneavoastră, poate România are mai multă nevoie în prezent de oameni care au pregătiri mai pragmatice, dar nouă nu e foarte greu acum să ne întoarcem. Da, bun, aici din punctul de vedere nu aș avea. Sunt de acord și cu Sergiu, din punct de vedere, și cu Alex. Noi, într-adevăr, uite, Alex Condrache, cumva au dat și o țără de luciditate discuției, pentru că dacă ar fi fost să vă răspund în prelungirea discuției, aș fi spus, păi însăși problema e pusă greșit, pentru că în aceeași măsură și românii care stau în România sunt evacuați de stat și marginalizați. De tocmai de aceea eu mi-am început discursul cu ideea că inclusiv România sunt exilați cumva în măsura în care sunt marginalizați și atunci spune problema de ce ar trebui să fie mai privilegiați cei care vor să se întoarcă și nu cei care sunt aici, încearcă, se luptă, nu?
și încerc să fac. Și tocmai de-aia am ajuns la ideea de act politic, cumva, dacă vrei să-ți asumi chestia asta, ți-o asumi în sens că te întorci și o să fii respins și încerci să schimbi. Și atunci, într-adevăr, a venit Alex cu lucidat și a zis, bun, sună bine când ești într-o librărie, când asta, dacă ne-ai ieșit pe ușă, te gândești cum o să-mi plătesc chiria, cum îmi plătesc ratele și apare compromisul. Ori tu vrei să faci o profesie bună, da, să o practici, dacă încerci să faci compromisuri, dacă ai lipsuri materiale, ajungi să o faci strâmb. Și când o faci strâmb, ceea ce ar trebui să fie, de fapt, sursa primară a binelui comun, ca fiecare să-și facă profesia cum trebuie, de fapt, ajungi să faci rău. Pentru că, na, închizi ochii la material, mai ales Dumnezeu, pentru medic, mă gândesc, trebuie să fie atroce. Când trebuie să faci compromisuri, nu știu, la... Și asta, deci, e foarte complicată aici discuția, dar... Și închei aici, soluția, mă rog, răspunsul meu de mai demult a fost, am eu teoria focarelor, care e practic asta, n-ai cum, e foarte dificil să încerci ceva, schimb din rădăcini totul, moment zero. Vorbeam de schimbarea clasei, ok, bun, dar până atunci, partea bună e că există focare inclusiv în România. Există grupuri, există mici de comunități de oameni care deja fac bine în mediul lor. Bine, nu se perpetuează, poate mai departe. Pentru că nu există spațiu public în care ei să fie recunoscuți și merită să fie recunoscuți, să se creeze un context social, să zică ăștia-s buni, hai să le dăm și mai multă putere, da? Dar există focarele astea. Și atunci ce poți să-ți propui să faci e să-ți găsești tu locul să creezi tu un focar din ăsta micuț. Și când se creează focarele astea micuț, se creează o masă critică, el începe să se unească și atunci, într-adevăr, pare o schimbare mai mare. Deci asta zice, asta ar fi recomandarea mea care vorbim cu cineva care locuiește în străinătate. Încearcă să găsești un focar. Și nu, cum? Vorbim măcar unii cu alții, nu? Da, și eu sunt de acord cu Alex. Nu știu, e greșeu sau nu, dar România totuși se schimbă. Noi vedem schimbări. Poate nu la fel de repede pe cât ne-am dorit noi, poate nu suficient cât să ne întoarcem acasă, dar se schimbă. Chiar și, știți, o librărie ca bufințele care, mă rog, o librărie independentă, care a devenit un hub local și așa mai departe și sunt enorm de multe proiecte culturale, sociale, activism, se întâmplă o grămadă de lucruri în România. Nu știu, cred că rămâne de văzut în ce măsură asta va determina întoarcerea unora din cele, nu știu, cei 5 milioane sau 6 milioane de români plecați. Mai are cineva observație sau vrea să contribuie într-un fel? Dacă nu, vă mulțumim că ați venit. Îi mulțumim Dani Sarmeș că i-a pus pe cei trei mușchetari la un loc. Noi ne-am foarte bucurat să vorbim și să ne vedem. Și vă mulțumim că ați venit într-o duminică seară și că sperăm, nu știu, nu v-am plictisit. Și cam atât, nu? Mulțumim și noi, Sergio, Alex și Alex. Și continuăm discuțiile pe Contrasens și mâine cu tema spațiul public, zona temporară de dezbatere sau de existență, cu Igor Mocanu și Raluca Voina. Vă așteptăm mâine seară. Mulțumim!